găsit la o nouă ediție a emisiunii Rețeta Sănătății. Astăzi vă aduc informații despre COVID, care vine în România cu două tulpini noi, britanică și sud-africană. Tot în această ediție intrăm într-un simulator și vedem cum se acționează în diverse situații de incendiu. Pentru început ne întâlnim cu Dr. Mit. Medicul Bogdan Ivănescu are informații despre tulpina britanică și mult-infiltrata tulpină sud-africană. Cu alte cuvinte, SARS-CoV-2 vine în România cu replicile sale nedorite. Așadar, bun găsit, Bogdan Ivănescu, Dr. Mit, din nou la Rețeta Sănătății, pentru că din nou apar modificări în ceea ce privește versiunea lui SARS-CoV-2. Mai nou vorbim despre tulpina britanică, dar și despre tulpina sud-africană. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să ne vedem, mă bucur mai puțin de faptul tulpin. Că vorbim de, exact, da, de faptul că vorbim de niște variante noi. Da, or să tot apară, pentru că acum noi știm aici în colțul nostru strâmt și rece de lume de Africa de Sud și de Marea Britanie, dar în Brazilia este o efervescență de tulpini, la fel de bine vorbim de India, pe toată planeta asta au început să apară variante noi. Cel mai mult și mai mult mi-aș dori să vorbim despre România, pentru că trăim aici și, din câte înțeleg, tulpina britanică se răspândește cu rapiditate, deși Arafat spunea la un moment dat că acest lucru nu o face și mai periculoasă, iar la polul celălalt, varianta sud-africană, deși în prezent este răspândită în 23 de țări, ea are o răspândire mai lentă. Înțeleg că nu ar fi la fel de grăbită cum este cea britanică, dar și britanica și sud-africana ar fi la fel de periculoase. Cam cum stau lucrurile? Bun. Tu, ce informații stau ai? Unul la mână, noi n-am reușit să producem o tulpină din asta românească, dacică, care să fie, despre care să se discute. Deci noi, pentru că am ținut destul de bine sub control infecțiile, numărul de cazuri, la noi nu a existat cantitatea statistică de corpuri infectate care să ducă la, să împlinească probabilitatea apariției unei tulpine care să fie atât de variată încât să se multiplice mai ușor. Doi la mână, dacă este, Andreea, să te temi de ceva, teme-te de sud-africană, nu de britanică. Și da, în România, de ce avem, hai să clarificăm un pic de ce avem tulpina britanică mai prevalentă în România decât cea sud-africană. Este prevalentă în România pentru că este mai aproape de noi și atunci schimburile de persoane au fost la nivelul continentului european mai frecvente decât cu persoanele care au venit din Africa de Sud. Deci, și prin urmare, uite de unde avem noi atât de multă variantă britanică. Pe de altă parte, dacă făcuserăm noi un calcul odată, dacă tulpina obișnuită are un R de 3 și cea nouă are un modernă, asta britanică are un R de 4, vom vedea că în 3 zile avem de 2,5 ori mai multe cazuri cu cea nouă decât cu cea veche. Deci o va înlocui. Eu estimez că într-o săptămână, 10 zile, o să avem peste 50% cazuri cu tulpina nouă. Iarăși, când tulpina citim, nouă, adică britanică. Britanică, nu vorbim acum de cea cunoscută și sub denumirea de B117, B117. Da, dar n-aș încărca mintea nimănui cu cifrele la nivelul ăsta, pentru că le vom uita repede venind altele peste noi, dar s-ar putea să nu fie așa de fatal. Povestesc și despre asta. Dar ideea este că deci noi vom avea tulpina asta britanică prevalentă în 7-10 zile și dacă nu se întâmplă lucrurile cum ar trebui să se întâmple, probabil că în vreo 2 luni, 3 maxim, ar trebui să fie înlocuită de cea sud-africană, care dacă iarăși avem ghinion și nu vom face lucrurile cum trebuie, deși uluitor stăm bine la capitolul vaccinare față de lume, față de Europa, deci dacă nu le facem cum trebuie, vom ajunge să vorbim de tulpini din astea, de niște țări de care n-am auzit. Ideea este că noi aveam incidența acum 3 zile 8, acum câteva zile 8, nu, acum 10 zile aveam 8,1 incidență. Lumea trebuie să citească ceea ce vede ca raportări, nu în număr absolut de cazuri, ci în procent.
câți din cei testați au fost descoperiți pozitiv în fiecare zi. Și te uiți acolo, te uiți, vezi că a fost 20, a scăzut 15, 10, 8, 8,1, am avut chiar și 8,0 și ceva. Ăla a fost punctul cel mai jos, care a fost acum 4 zile. A fost vineri, dacă nu mă înșel, de fapt aproape o săptămână. După care am început să urcăm 8,6, acum am trecut de 10 ieri, dacă nu mă înșel, și probabil că vom ajunge la iarăși un 20 și ceva, când cel mai probabil că vom, iar restaurantele se vor închide, dar iarăși pentru ceva timp, nu pentru foarte mult timp, pentru că se va încălzi afară. Presupun că vom avea un sfârșit de martie și un aprilie călduroase. Deci asta lucrează în favoarea noastră. Avem populație destul de multă vaccinată. Nu e cât să fie semnificativ sau să simți o mare scădere, pentru că din potriva acum suntem pe creștere din nou, dar pentru mijlocul verii lucrurile se arată bine. Iar legat de periculozitatea, că spuneai că e mai periculoasă una decât cealaltă... Sunt informațiile care circulă referitoare la aceste tulpini și de aceea te-am întrebat, tocmai că vreau să știu... Da, și la reinfectare... Eu privesc cu admirație oamenii care au curajul să vorbească și care au mai multe studii și titluri decât am eu, care lucrează practic în epidemiologie. Pe de altă parte, văd că era o glumă, că nu știam, am și uitat că dintre aceia epidemiologi pe care îi cunosc, unii sunt și profesori de tenis. Deci acum toată lumea știe epidemiologie, dar referindu-le la cei care chiar sunt în poziții în care să afle, să știe lucruri, din păcate avem și de acolo niște informații foarte contradictorii sau alarmiste. Un epidemiolog cunoscut, mai hipster așa de felul lui, nu dau nume, Toma spunea că e îngrijorat de rata de reinfectare cu SARS-CoV-2 și așa mai departe, și că sunt manifestările mai grave. Nu știu unde și-a luat cifrele la rata de reinfectare, că e semnificativă și că manifestările ar fi mai grave, atâta vreme cât am și scris un articol pe dr.mit.ro în care am sumarizat mai multe studii apărute la nivel mondial. Rata de reinfectare este incredibil de mică, mă refer la aceeași tulpină, vorbim de 0,04, să spunem, cam asta ar fi, 0,19 ar fi rata de reinfectare, deci este nesemnificativă. Și doi la mână, cu mici excepții, toți cei care s-au reinfectat cu aceeași tulpină au avut manifestări mai blânde. Deci, iarăși, și de la specialiști, de la medici, cum sunt și eu, informațiile par a fi contradictorii. Important e lumea să citească cât mai mult ca să-și facă o părere, nu trebuie neapărat dar să mă... Dar știi cum mai este, Bogdan? Lumea citește, dar nu toți înțeleg exact cum stau lucrurile. Eu când am auzit, am primit o notificare despre noua tulpină B117 de COVID, am zis ce-o mai fi. Deși știam de britanică, auzisem de britanică, dar niciodată nu mi-a fost asociată cu și cu un cod, cum era acesta. Da. Am crezut că a apărut în România o altă tulpină, treia sau a patra, deja intrasem în ceață. Am descoperit apoi că este cea britanică de care deja începusem să știm. Deci iată că lumea... Eu știi ce aș vrea să știu de la tine? Tu chiar astăzi ai făcut o postare în care ai spus în felul următor că dacă ai făcut COVID, atunci vaccinează-te doar cu prima doză. Așa este? Da, doar o monodoză ar fi necesară. Acum fie vorba între noi, nu văd necesar, dacă ai trecut prin COVID, ca în următoarele 8 luni de zile să te vaccinezi. După 8 luni de zile, da, ai putea să te vaccinezi chiar cu cele două doze, adică schema normală. Dar de ce spui 8 luni? De ce 8 luni și nu un an? De ce nu jumătate de an? Știi că în școala generală aveam jocul la portocala, de ce 1 și nu 7? De ce 18 și nu 20? Știi, se juca la tablă cu... În pauze. Da, eu nu mai țin minte dacă l-am jucat, dar de ce nu una și nu alta? E foarte simplu. Imunitatea la SARS-CoV-2 pare a dura minim 8 luni de zile. Și aici uitați dacă aveți sau nu aveți anticorpi, este foarte puțin relevant. Imunitatea celulară este cea relevantă și asta nu voi înceta să o spun. Ea este cea că celulele secretă anticorpi. Și celulele secretă anticorpi, de obicei, dacă infecția este prea, hai să zicem așa, între ghilimele, puternică. Dar imunitatea celulară, chiar dacă nu ai anticorpi, ești protejat. Eu o să mă testez zilele astea de anticorpi doar ca să fac așa un studiu pe mine și să putem comunica niște lucruri, sper, interesante. Nu mă aștept să am un titlu de anticorpi, pentru că COVID-ul meu a fost foarte blând și civilizat și respectuos.
Dar eu sunt cu siguranță protejat pentru că celulele, limfocitele B și T și toate cele implicate în imunitatea celulară au, țin minte ce au de făcut și vor face ceea ce au de făcut. Deci de aceea 8 luni de zile. Dar se pare că imunitatea la tulpina asta, la o tulpină ar dura chiar și ani de zile, dar e nerelevant în acest moment faptul că eu am făcut SARS-CoV-2 ăla de bun simț. Pentru că există riscul să poți să-l iei, un risc mic, dar el există, să te infectezi cu altceva. Și atunci, da, ce spuneau colegii mei din Cluj, da, poți să vorbești de reinfectare, dar e reinfecție, să treci prin COVID-19 a doua oară, dar cu altă tulpină, ca o infectare nouă. Iarăși, nu aștept să fie o problemă, pentru că organismul deja are o educație legată de acest virus, deci reinfectarea ar trebui să fie asimptomatice sau cât mai asimptomatice și asta înseamnă că ar trebui să ducă la un grad de contagiozitate cât mai mic a populației. Deci infecția asta în sine ar trebui să se stingă ușor, ușor pe măsură ce ne vaccinăm și pe măsură ce din ce în ce mai mulți facem boala asta. Bogdan, deci, toate epidemiile s-au stins și dovada este că suntem acum și discutăm aici, n-au murit părinții noștri. Toate epidemiile s-au stins, într-o formă sau alta. Dar toate s-au stins. Asta înseamnă că și asta se va stinge. Ideea este cât de repede, cât de eficient suntem în a grăbi. Și ce lasă în urma ei. Da. Va lăsa foarte multe probleme în urma ei dacă nu o rezolvăm la timp. Pe de altă parte, că vorbeam de cât de gravă este infecția cu noile variante, iarăși sunt în contradicție aici cu unele voci publice și anume, orice virus, obiectivul este să infecteze cât mai multă lume și, subsidiar, să omoare cât mai puțină, ca cei care sunt bolnavi să poată să infecteze la rândul lor pe alții. Ceea ce variantele astea mutate umblă vorba în mediul științific că ar fi, de fapt, niște variații virale care au trăit în organismul unor persoane deprimate imunitar. Și atât de multe copii ribozomale s-au întâmplat acolo încât, pentru că la ei a durat, în unele cazuri a durat și 3 luni de zile infecția cu COVID. Adică vorbim de 7 zile în care ar trebui să te vindești dacă ești normal și unii au avut infecția în organism 3 luni de zile. Și de la tipul acesta de persoane pare să că s-au născut variantele acestea înalt contagioase. Iar aceste variante înalt contagioase te aștept să nu fie agresive, pentru că dacă un virus omoară a doua zi persoana pe care a infectat-o, acea persoană care e moartă nu mai poate da mai departe cadoul. Virusul ideal este o combinație între SARS-CoV-2 și HIV, în sensul în care HIV e un virus foarte apropiat de ideal. De ce? Pentru că îl iei de la persoane care sunt asimptomatice, ca și coronavirusul. Are o contagiozitate semnificativă, HIV-ul, dar mă rog, prin metodele prin care poți să-l iei, și persoana nu moare, sau moare foarte, e un lentivirus, HIV-ul. Deci persoana decedează după 20 de ani. Așa și la coronavirus. Nu omoară, omoară în foarte mică proporție persoanele pe care le infectează. Virusul nu are niciun interes să-și distrugă gaza, că astfel se întrerupe ciclul multiplicării sale. Deci virusurile, variantele pe care le vom cunoaște, vor fi din ce în ce mai blânde. Aș vrea să-mi zici, cum fac medicii diferența între aceste forme de coronavirus? Simptomele înțeleg că ar fi aceleași și nu ar fi aceleași conform unor specialiști. Încă nu s-a făcut o clasificare clară, sau cel puțin pentru noi, nu a fost încă exprimat clar acest aspect. Nu se știe clar pentru fiecare categorie, pentru fiecare tulpină de virus, care sunt simptomele. Înțeleg că ar fi simptome comune. Cum se știe care formă de virus este cea pe care o are un pacient în momentul respectiv? Și când întreb lucrul acesta, mă gândesc la ceea ce a publicat Ministerul Sănătății în urmă cu puțin timp, referitor la numărul de cazuri de tulpină britanică în România. Spunea Ministerul Sănătății că sunt puțin peste 160 de cazuri.
Diagnosticate. De diagnosticate, da. Pornind de la acel caz al tinerei de 27 de ani din Giurgiu, la care nu a fost plecat în Marea Britanie, care nu a intrat cu nimeni în contact din zona respectivă, care a făcut totuși o formă de coronavirus identificată ca fiind cea cu tulpina britanică. În același timp înțeleg că și familia ei este contaminată și familia ei a fost diagnosticată pozitiv, dar momentan, până acum, până în prezent, nu s-au făcut raportări privind tulpinile formelor pe care le-ar avea familia ei. Cum s-a ajuns la concluzia că ea are tulpină britanică, dând astfel startul în România a apariției cazurilor de tulpini britanice? Ar mai fi și întrebarea firească de ce despre membrii familiei nu știm încă ce, nu avem încă informații, dar poate că pe noi ca emisiune medicală nu ne interesează acest aspect. Pe mine, strict, sincer, mă interesează asta. Cum se face diferența? Deci avem tulpina veche, cea pe care o știm, care a apărut în urmă cu un an, mai devreme citeam pe Facebook, erau niște forme din astea grafice de un fel de la mulți ani, da, să plece odată pentru totdeauna, luăm moțul coronavirusului pentru că iată a făcut un an în România, așa cum tulpina britanică prin cazul de la Giurgiu, cum spuneam mai devreme, ca prima a apărut în țara noastră, a împlinit 2 săptămâni și merge deja de spre 3 săptămâni de când se află în România. El s-ar putea să fie mai vechi în România de 2 săptămâni. Desigur. Vă spun pentru că strict de ceea ce de s-a anunțat în presă. Exact. Da, cum se face diferența? Deci asta spuneam, avem tulpina veche, o avem pe B117, această tulpină britanică, și o mai avem și pe varianta sud-africană, care, iarăși, înțeleg că deja e răspândită în 23 de țări. În momentul ăsta eu știu despre 3 forme ale coronavirusului. Cum știu un medic dacă să facă diferența? Dar nu știu dacă au anunțat în România acea sud-africană. Am citit recent despre ea, se răspundește, are o răspândire mai lentă comparativ cu cea britanică și se mai spune că 23 de țări înregistrează astfel de cazuri. În România încă nu a fost raportat niciun caz de sud-africană, deși înțeleg că ar fi suspecte 5 persoane, ca informație neoficială încă. Da, să clarificăm niște lucruri. Unul la mână, dacă nu știi de unde ai luat, e transmitere intracomunitară. Asta înseamnă că s-a întâlnit cu cineva care avea tulpina asta, a pus mâna pe o clanță, cine știe ce, cu variante de transmitere. Respectiva persoană care e vectorul inițial, probabil că nu are, nu e simptomatic și e bine mersi. Deci probabil că e de mai mult de 3 săptămâni în România această tulpină. Ea va înlocui, cum spuneam, în termen foarte scurt, tulpina tradițională. Din cunoștințele mele și din ce medicina de bun simț, virusologie, pneumologie cunosc, nu ar trebui să fie simptome diferite la variante diferite de virus. Ce este diferit la un virus și ce interesează pe medici este gradul de contagiozitate și morbiditate, adică cât de ușor poate fi luat și cât de frecvent dă simptome de boală. Și mortalitatea ne interesează. Deci cam asta ar fi. Faptul că cineva tușește mai uscat sau că are manifestare mai mult pulmonară și la alții mai puțin nazofaringeală, nu cred că suntem noi în stare ca stat român să urmărim asta. De ce zic asta? Pentru că ar trebui să facem niște chestii mult mai importante de atâta și anume să facem, nu vom face niciodată, dar să fim ca Danemarca care secvențiază fiecare virus de la fiecare pacient. Astfel încât Danemarca, care face 100% dintre pacienții identificarea genomului, după care este Germania și Marea Britanie, care fac și foarte, în cantități foarte mari, ei știu cum le evoluează virusul în țară, ei știu care sunt, cum să închidă și să deschidă orașe. E un joc științific, deștept, foarte frumos, un șah elegant. Noi aici, cu ajutorul unor centre medicale private, lanțurile astea foarte mari, reușim să mai aflăm că ei fac niște studii in-house și fac 90 de pacienți, secvențiază și văd că 30 cu varianta britanică. Pe de altă parte, am înțeles acum de la tine, nu știu dacă știam asta, că tulpina africană se transmite mai ușor, dar are
se transmite mai lent, ai spus? Da, sud-africana, da. Ok, hai să discutăm și despre ea. Ce știu eu și ce se combine interesant cu ceea ce spui este faptul că dacă Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca au în continuare eficiență și protejează pe cei vaccinați și împotriva tulpinii britanice, există această problemă și anume faptul că gradul de protecție la jumătate în ceea ce privește tulpina sud-africană, adică nu sunt așa de eficiente. Și Moderna de vreo 10 zile a început studiu pentru producerea unui vaccin cu varianta africană. Păi să știi că următoarea întrebare despre asta era legată, dar uite, lasă-mă un pic să-ți citesc. Noile tulpini ale coronavirusului se răspândesc mai repede, deci noile tulpini însemnând britanica și sud-africana. Provocarea este ca acestea să fie depistate, deci exact ce spuneam noi mai devreme, cum se face diferența între ele, dacă au relativ aceleași simptome, iar asta se face prin tehnici de laborator complexe și costisitoare. Nu știu, e țara noastră pregătită, are, da, nu este. Aici nu intrăm. OMS, aici mi se pare interesant, Organizația Mondială a Sănătății nu are dovezi care să ateste că varianta virusului SARS-CoV-2 detectată în Africa de Sud ar provoca mai multe decese decât altele, a declarat exact recent coordonatorul departamentului OMS, însărcinat cu gestionarea pandemiei de COVID-19. Este o informație preluată de la Ager Press. A fost într-adevăr identificată o creștere a capacității de contagiere similară celei remarcate la varianta din Marea Britanie. OMS a remarcat de asemenea că vaccinurile anti-COVID ale unor producători precum Johnson & Johnson, Novavax și AstraZeneca au o eficiență, mă rog, mai mare împotriva acestei variante detectate potrivit organizației în peste 50 de țări. Deci ceea ce știam acum 2-3 zile că a ajuns în 23 de țări, astăzi se spune că au ajuns deja în 50 de țări. Testul clinic realizat cu vaccinul de la AstraZeneca în perioada de circulație a acestei variante s-a desfășurat pe un număr redus de pacienți și nicio persoană nu a dezvoltat forme grave de COVID. Acest lucru este important pentru că vedem astfel toate vaccinurile, toate sunt eficiente la persoane care prezintă un risc sever. Dar hai să clarificăm iarăși pe ceva. Asta spune coordonatorul COVID, da, pentru Organizația Mondială a Sănătății. Și spuneam, păi, spuneam că este o informație preluată de la Ager Press, deci verificată. Bun. Deci, am stabilit acum că gradul de contagiozitate a celor două tulpini noi este mai mare, că de aia ne și distrăm cu ele. Pe de altă parte, morbiditatea sau mortalitatea asociată acestor tulpini este mai mică. Ar trebui să fie. Orice cunoștințe legate de medicină generală susțin această logică. Variantele noi sunt mai blânde, pentru că altfel se autolimitează virusurile astea. După care să facem o clarificare. Nu sunt protejați la infectare într-un mod eficient cei care fac vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax și așa mai departe. Deci într-un procent mult mai mare se vor infecta dacă, de exemplu, vaccinul Pfizer protejează 95% dintre persoane la infectare față de tulpina obișnuită, față de tulpina nouă, protejează 50-60%, iar AstraZeneca protejează, din ce știam eu, chiar mai puțin, dar din ce scria, din ce ai citit acolo, s-ar putea ca, de fapt, AstraZeneca să fie o idee mai bună la proteja împotriva variantei sud-africane decât celelalte. Dar este mai puțin relevant asta. Ce este relevant este nu e faptul că nu sunt eficiente la a te proteja, ceea ce este relevant este faptul că toate vaccinurile împotriva tuturor variantelor, cel puțin până la această oră, sunt eficiente în a nu băga pe nimeni în spital. Deci, dacă te vaccinești, știi sigur că nu faci formă gravă. Te vei infecta, probabil, dar vei trece ușor prin ea, pentru că deja ai un grad de imunitate pe care ți l-a dat vaccinul. Deci, marea veste bună este faptul că vaccinurile pe care le avem la această oră, indiferent că sunt de un fel sau de altul, protejează împotriva mortalității. După vaccinare, pe loturi foarte, foarte, foarte mari, nu mai cunoaștem niciun caz sau incidența este incredibilă, scăzută, este nerelevantă, dar nu, să formulez așa într-un fel mai optimist, nu mai există cazuri de deces în urma infectării cu COVID, cu SARS-CoV-2, la cei care au fost vaccinați.
O ultimă întrebare mai am, că și timpul se apropie de final pentru astăzi. Există oare posibilitatea ca o persoană care este infectată cu tulpina britanică, de exemplu, sau cu cea africană, să infecteze la rândul ei pe cei din perimetru sau cu cei care intră în contact, dar aceștia să ia COVID, dar nu britanică? Sau să fiu, există posibilitatea să ai britanică, să dai COVID, dar nu tot britanică? Sau să ai sud-africană și să nu dai sud-africană? Nu. Ce ai, aia dai, nu? Sau dai altceva. Păi dar da, aici la asta mă gândeam. Fix la asta mă gândeam. Nu dai ceva ce e cunoscut deja. Cel mai probabil, dacă ești persoana în corpul căruia mutează virusul, vei da o variantă care va avea alt cod de bare. Deci, okay. Nu poți deci să ai varianta... Deci există și acest risc, această posibilitate. Da, dar nu o luăm în considerare. Pentru că aici vorbim de variații, de mutații. Deci, noi trebuie să reținem că avem varianta retro, pe aia o dăm. Avem varianta modernă, sud-africană, pe aia o dăm. Deci asta este. Dacă ești în casă cu cineva, ai dat varianta pe care o ai. Dai ce ai, exact, am înțeles. În cazuri extrem, hiper rare... Există un pacient din 100 de milioane care va da o altă variantă nouă, dar nu va da, dacă are varianta sud-africană, nu va da mai departe varianta inițială. Ok, da, o să o dea pe sud-africană într-o altă versiune a ei. Exact. Ok, m-am lămurit. Mulțumesc mult, Bogdan. Bogdan, mare doctor drag. Bogdan Ivănescu, doctor Mit, găsiți pe pagina lui mai multe informații atât despre COVID, cât și despre alte subiecte medicale, căci este pasionat de tot ceea ce înseamnă, iar la Bogdan n-o să găsiți niciodată lucrurile standard, cele pe care le găsiți pe orice site medical. La Bogdan o să găsiți numai cercetări, numai teste, numai verificări, știința adunată din mai multe locuri, pusă cap la cap, astfel încât să știți sigur că ceea ce citiți este adevărat. Am zis bine? Așa este, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu mult pentru că ne ajuți așa ca undeva o dată de două ori pe lună să ne mai faci câte un update cu informații în ceea ce privește acest tensionat COVID care parcă se agață așa de noi prin variantele lui, nu vrea să plece. Ne lasă în urmă amintirea începutului care nu a fost plăcut pentru nimeni, dar parcă vrea să rămână așa în viața noastră. Bill Gates spunea că încheiem pandemia la sfârșitul anului și Fauci spunea că vara lui 2022 va fi liberă de coronavirus. Va fi fără mască. Când crezi că vom rămâne fără mască? E o întrebare dificilă asta. Dar probabil știi că mereu se provocă. Adică nu aveai cum să te aștepți că se încheie întâlnirea noastră așa, cu un simplu la revedere. Eu fac un prognostic. În toamnă vom purta mască probabil doar în locurile aglomerate. Toamnă-iarnă. Să sperăm că lucrurile vor merge spre ceea ce știam noi că înainte era normal. Da. Sănătate multă și ție, Bogdan, acolo, chiar dacă ai trecut prin COVID, ție și celor din jurul tău. Și mulțumim mult de tot. Cu mare drag. La revedere. O zi bună, la revedere. Iată, ne ajungem și în a doua parte a emisiunii. Fac mențiunea că ideea filmării materialului pe care îl veți urmări îmi aparține în totalitate, iar la solicitarea pe care am făcut-o inspectoratului am primit răspuns favorabil. Am putut așadar vedea un scenariu, mulțumită detașamentului de pompieri Palace, urmărind astfel îndeaproape modul de intervenție al pompierilor. Misiuni complexe, moduri și proceduri standard de intervenție.
Vă mulțumim că ați acceptat să faceți niște simulări împreună cu noi pentru a le arăta și celor care ne urmăresc și pentru a înțelege noi toți ceea ce presupune meseria și responsabilitățile pe care le aveți dumneavoastră și colegii dumneavoastră. Spuneam că vrem să știm cum se intervine, vrem să înțelegem care sunt pașii pe care trebuie parcurși și totodată vrem și noi ca oameni care nu facem nici aceste simulări cu dumneavoastră, care nici nu lucrăm în domeniu, să știm ce am putea face noi dacă ne aflăm într-o situație în care solicităm 112, dar până atunci cum putem să procedăm? În primul rând, mulțumim și noi pentru interesul acordat. Aceste simulări, aceste pregătiri le facem în programul de zi cu zi, în programul nostru de pregătire. Ceea ce ați văzut aici este un poligon de pregătire care face parte din modulul 6. Sunt mai multe module de pregătire care se desfășoară la nivelul mai multor inspectorate din țară. La noi, în Constanța, există acest modul 6, unde participă nu numai pompieri din inspectoratul nostru, din Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, ci pompieri din toată țara. Eșalonat, în ordine, vin și, mă rog, în decurs de o săptămână, programul de pregătire durează o săptămână, fac acest program de pregătire care constă în căutarea și salvarea victimilor surprinse în spații înguste, sub dărâmături, în situații ostile vieții. În ceea ce privește modul de acțiune al dumneavoastră, al cetățenilor în situații de urgență, acesta este, mă rog, o situație care ar trebui cunoscută de toată lumea. Sunt foarte multe lucruri de făcut, dar cele care sunt esențiale, atât pentru siguranța persoanei care se află în dificultate, cât și pentru intervenția noastră. Ne ajută foarte mult să găsim o persoană cooperantă în stare bună decât o persoană care se află în dificultate, mă rog, rănită, asfixiată în urma incendiului, în urma degajărilor de fum de căldură. Prin urmare, orice persoană, în momentul în care observă un incendiu, are... Să vorbim întâi, să spunem, o obligație civică și abia după aceea obligație legală, are obligația să anunțe la 112. Dacă persoana respectivă este în dificultate, este surprinsă în anumite zone, trebuie să aibă în vedere, în primul rând, salvarea atât a lui, cât și a persoanelor care se află în jurul sau în vecinătatea zonei afectate. Prin urmare, Există situații când cei aflați în casă, mai stăpân de sine cumva așa, încearcă singuri să rezolve problema, gândindu-se poate că e o nimica toată sau că dacă au văzut la început și focul, luăm în calcul varianta în care ceva ia foc în casă. Da. Existau la un moment dat tot felul de recomandări. Dacă trebuie să treci prin foc, să iei o pătură udă sau un prosop ud, să-l pui pe tine și apoi să încerci să ieși din casă. Erau și variantele clasice cu să strângem apă în tot ce avem la dispoziție și să încercăm să stingem focul. Acum nu știu într-adevăr cât de safe ar fi pentru persoana respectivă să facă lucrul acesta, deși poate instinctul al unor ar fi acela de a salva bunurile, eventual casa, gândindu-se că poate nu-și pot pune viața încă în pericol pentru că flacăra nu este foarte mare. Trebuie să ne gândim și la o astfel de situație. Într-adevăr, ideal este să nu ajungem în astfel de situații încât să fim nevoiți să trecem cu pătura udă sau cu, știu eu, să punem apă în diverse vase să acționăm pe asupra incendiului, dar dacă situația o impune, într-adevăr, sunt și acestea niște soluții. Mai sigur ar fi și ideal ar fi ca în momentul în care observăm incendiul sau începutul de incendiu să sunăm la 112. Deci asta este principala acțiune care trebuie să o întreprindem în momentul în care observăm un incendiu. Pentru că de foarte multe ori anunțarea se face oarecum cu întârziere,
tocmai în ideea că persoana respectivă încearcă să stingă incendiul, deci cu bună credință, nu neapărat că nu ar face acest anunț, dar încearcă să acționeze, nu realizează gravitatea evenimentului și sună la 112 abia în situația în care observă că nu mai poate face nimic, nu mai poate interveni. Un vas cu grăsime alimentare care este posibil să se aprindă, nu neapărat dacă îl uităm pe aragaz, datorită temperaturii, grăsimile alimentare se pot aprinde în vas chiar dacă nu sunt în contact direct cu flacăra. Da? Cea mai la îndemână și cea mai indicată metodă ar fi să acoperim acea oală cu un capac potrivit și astfel, prin reducerea conținutului de oxigen, flacăra se va stinge. Nu este indicat și nu recomandăm în niciun caz să acționăm cu apa asupra acelei oale, pentru că în momentul acela arderea se va amplifica și incendiul poate fi scăpat de sub control. Dacă este vorba de un incendiu de natură electrică, primul lucru care trebuie să-l facem este să deconectăm siguranța, astfel încât să nu mai avem curent electric pe instalație. Și abia după aceea putem acționa în situația în care aveam în casă un stingător sau un vas cu apă, putem acționa asupra acelui focar. Pentru mașini, eu știu că există norme în care ești obligat să ai un stingător. Ideea să fie oare și o variantă salvatoare și pentru acasă? În domiciliu. Da, normele sunt valabile pentru toată lumea și la domiciliu și la locul de muncă trebuie să avem un stingător funcțional, bineînțeles. Dar, mă rog, aveam acolo unde suntem obligați și unde mașina le controlează poliția, la locul de muncă, organele abilitate, dar acasă nu se fac astfel de controle. Probabil de asta multă lume neglijează acest lucru. Mai sunt variantele în care, Doamne ferește, izbucnește incendiul, persoanele se află în casă, poate chiar în timpul somnului, se întâmplă peste noapte, ești luat pe nepregătite, simți căldura sau vezi deja flăcările, eventual camere care deja sunt în flăcări. Ce trebuie să facă acea persoană, indiferent de locul în care se află, în mijlocul casei, mai ales dacă locuiește și în etaje mai înalte, acolo deja situațiile se complică. Dar pentru cineva care, de exemplu, locuiește la parter, la etajul 1 sau care locuiește într-o casă pe pământ? Da, indiferent de situație, orice persoană trebuie să, mă rog, regulile sunt clare, indiferent de locul unde ne aflăm, regulile privind evacuarea. Evacuarea întotdeauna se face către ieșiri, către spații libere, deci niciodată nu alegem direcția spre, știu eu, un loc unde considerăm la momentul respectiv că am putea fi feriți în acel moment de fum, de căldură, dar ulterior vom fi blocați în acel loc, neavând posibilitatea să ne deplasăm către exterior. Chiar dacă presupune, știu eu, cum spuneam mai la început, trecerea prin fum, printr-un loc unde suntem expuși căldurii, mai ales faptul că suntem în locuința personală ar trebui să constituie un avantaj, pentru că ne cunoaștem locul, da? Ceea ce nu putem vorbi, știu eu, de un alt spațiu unde suntem pentru prima dată. Da? Și întotdeauna trebuie să alegem calea către ieșire. La fel, o altă regulă importantă în ceea ce privește evacuarea, autoevacuarea, să-i spunem mai exact, niciodată nu ne întoarcem după obiecte, după lucruri personale, după, știu eu, primordial este sănătatea și viața noastră. Chiar dacă constatăm că am uitat, știu eu, un obiect care îl considerăm de valoare în locuință, nu ne întoarcem după acel obiect. Mai sunt cazurile... Eventual semnalăm echipelor de intervenție, dacă acestea sunt solicitate și vin la locul respectiv, solicităm și le semnalăm că avem ceva de valoare. Și bineînțeles că acest lucru face parte din acțiunea noastră. Deci avem ca și scop salvarea vieților oamenilor, a animalelor și bineînțeles a bunurilor care aparțin oamenilor. Deci nu vom neglija aceste aspecte. Ce ar trebui să facă cei în casa cărora se află copii? Acum, aici o situație mai delicată, vorbim într-adevăr de a ne salva viața, dar având copii în casă ne gândim să îi luăm pe ei odată cu ieșirea noastră. Bineînțeles, copii și orice persoană care se află în imposibilitatea de a se salva sau în imposibilitatea de a se deplasa din diferite motive. Ne putem ajuta de ceva anume, având în vedere că deja începem să nu mai respirăm bine, acumulându-se fum acolo, ne putem folosi de ceva? Cu ceva, cu o pătură, cu un cearșaf, ceva ce avem la îndemână, nu neapărat să stăm sorci și udăm, pentru că asta ar presupune de mult timp.
Și la fel, locuința în funcție de mărime, vom alege calea de evacuare cea mai apropiată. Și repet, în ceea ce privesc căile de evacuare, folosim căile de evacuare clasice, ușile, adică mai exact, chiar dacă ne aflăm, știu eu, la parter sau la un etaj inferior, la etajul 1, să zicem, nu alegem să ne salvăm ieșind pe geam sau prin balcon, pentru că pot exista accidentări suplimentare. Intervenția persoanelor în cauză, a vecinilor, a persoanei care i-a luat foc bunurile din casa, mă rog, constă în, știu, a utiliza un stingător, să arunce ceva cu o căldare cu apă, dar în limita în care se poate deplasa, poate intra în acea locuință, adică atât timp cât fără a-și pune viața în pericol, temperatura și mediul din acea încăpere ne permite să intrăm exact așa cum suntem, având în vedere că persoanele nu au echipamente de protecție, nu au aparat de respirație și așa mai departe, deci nu. O acțiune mai avansată deja le-ar pune viața în pericol, ceea ce nu este de recomandat. Trebuie să aștepte echipele de intervenție, trebuie să le aștepte în zona astfel încât să comunice și să le dea indicii despre ceea ce s-a întâmplat. Dacă sunt sau nu sunt persoane surprinse în încăpere, persoane care nu au putut fi evacuate de către dumnealor, dacă sunt eventuale pericole, butelie, instalație de gaz sau orice alte lucruri care ne sunt de folos, dar neapărat trebuie să ne comunice, mă rog, să ne aștepte să ne comunice aceste lucruri. Sunt aici! Unde anume? Lăsați-vă în jos ca să putem să vă identificăm mai bine! E un dulap răsturnat! Poziția mai exactă a încercat să ne spuneți? Lângă un dulap! Bun, stai calm! În regulă? Mai jos? Bun! Gata! Astfel de intervenție, echipament de protecție contra apei și contra căldurii, care ne protejează atât de căldură cât și de apă. Cască de protecție, mănuși, picioare, cizme care sunt prevăzute cu branz metalic, astfel încât să nu existe pericol de accidentare. Aparat de respirat, care este foarte important, pentru că în situația în care mediul este vigiat, nu putem respira fără ajutorul acelui aparat cu aer comprimat. Iar ca metodă de salvare, în funcție de situație, dacă în cazul de față a fost o situație favorabilă, să-i spunem așa, deoarece victima era cooperantă, era conștientă, a putut să ne semnaleze prezența în încăpere și oarecum a și dat indicii despre locul în care se află. Situația defavorabilă este când victima este inconștientă și atunci, sau mă rog, și mai defavorabilă dacă nu știm exact dacă se află sau nu în încăpere. Sunt aici! Unde anume? Lăsați-vă în jos ca să putem să vă identificăm mai bine! E un dulap răsturnat! Toate aceste lucruri se fac la antrenament și căutăm astfel încât să fim siguri că nu a rămas niciun loc necăutat și persoana în cele din urmă să fie găsită și scoasă cât mai repede din acel mediu. Urmând ca echipele de intervenție care se află afară ambulanța să se acorde ajutorul necesar în funcție de starea acesteia. Când ați intrat după mine să mă salvați, ați cerut detalii. Da? Eu n-aveam cum să vă dau pentru că era beznă, era întuneric și era și fumul care mă încurca. În schimb, eu când am încercat să mă salvez, a căzut un dulap după mine, ceea ce v-am și spus, că atenție, e un dulap căzut. Da. Voi știu că intrați fără să vedeți nimic. Da. Nimic, absolut nimic. Exact. Eventual auziți sunete, diverse sunete, așa cum le-am auzit și doar acum. Doar așa, încercăm să identificăm unde anume este persoana. Voi nu știți nici pe ce călcați. Sub nicio formă. Nici dacă în fața voastră se află ceva. Exact. După ce vă ghidați. Păi sunt anumite tehnici. Am auzit niște gălăgii la exact. Un moment dat, niște sunete. Sunt anumite tehnici de pătrundere într-o încăpere. Se palpează peretele ca să poți să știi pe unde mergi și se înaintează cu piciorul la fel, apăsând podeaua. E posibil să fie podeaua șubredă, e posibil ca un perete să fie foarte încins, să nu cumva să ne atingem de el sau să încercăm să aducem victima tot pe lângă el. Cam astea sunt tehnice de pătrundere. Și vă dați seama, e posibil să fie și o masă, să te lovești de ea. Din cauza asta trebuie să palpezi cam tot ce găsești în calea ta.
ce este mai dificil în toată povestea, în toată intervenția voastră? Mediul în care acționezi. Mediul care este... Nu știi unde intri și că nu cunoști. Nu cunoști locația, nu cunoști apartamentul, nu cunoști nicio încăpere. Nu cunoști. Și e greu de pătruns, dar noi încercăm întotdeauna să pătrundem cât mai repede. E vorba și de siguranța salvatorului. Nu putem să ne aruncăm așa în vorbește, dar e important că dacă... E important să scoatem victima cât mai repede cu putință și cât mai bine. Pe unul l-auzeam dintr-o parte, pe unul din cealaltă parte. Exact. V-ați vorbit? Coordonat. Da, ne-am coordonat. Clar, deci se acționează în binom, pe doi servanți. Și astfel că să... Binom înseamnă două persoane, automat două persoane vor intra în încăperea respectivă. Nu intră niciodată nimeni singur. Și se comunică în permanență. Se comunică în permanență. În cazul în care victima este cooperantă, putem să cooperăm, să discutăm unde este, ok, dacă nu, ar fi bine. Dar în cele mai fericite cazuri. Mie mi-a zis să mă las în jos. Exact, exact. De ce? Pentru că totdeauna fumul se ridică la nivelul plafonului și jos aerul este puțin, să spunem, mai respirabil. Mai respirabil. Și atunci câștigi niște secunde în plus. Temperatura se ridică, adică... Termenii, nu știu, ce faceți tehnici. Cu omul pe care l-ați găsit victima în cazul în care ea nu se poate deplasa? Eu am înțeles ce mi-a zis și am făcut exact ce mi-a zis și am ieșit cu ajutorul vostru. Dar ce faceți dacă identificați victima, dar ea nu, deja nu mai vorbește? Nu... Sunt diferite proceduri de a trage victima din incendiu. Prin tragere, prin ridicare. Astfel încât să-l aduci la într-un mediu în care poate respira. Asta e, dacă nu, și după aceea acordându-se prim ajutor. Important e cine este în viață, care cooperează. Iar dacă le găsiți pe mai multe la un loc, ce faceți? În principiu se încercăm să scoatem pe cât posibil, dar în principiu se organizează mai multe echipe de căutare salvare. În funcție de câte persoane sunt. Vă dați seama că doi servanți nu se pot scoate. Trebuie să scoți pe rând. Ca orice om ai puțin așa stres, pentru că nu știi ce se întâmplă, nu știi ce te așteaptă. Trebuie să fim o familie, chiar când atunci când salvăm și căutăm și salvăm, trebuie să ne bazăm unul pe altul, de aia să și lucrăm împreună, de aia suntem colegi de ceva timp și trebuie să ne bazăm unul pe altul, pentru că e normal și așa și trebuie. Vă dați seama că incendiile sunt dinamice, apar fel de fel de situații, nu e ceva tipar anume să acționezi așa. Nu poți să prevezi, da, nu poți să prevezi ceea ce se întâmplă înăuntru, câte persoane sunt și diferă de la incendiu la incendiu. Fiecare misiune e diferită. După ce terminați un astfel de caz, ce este în gândul vostru? Pe emoții și pe oboseală, când le resimțiți? Cred că acasă. Acasă și încerc să scap de ele. Să scap de ele, acolo, sunt în familie, să scap de ele. De emoții și de oboseală. Emoțional, da. Le explicăm anumite situații. Uite, ne-am întâlnit cu situația asta. Ar fi bine să faci așa în cazul în care eu nu sunt acasă, sunt la serviciu sau în altă parte. Sunt situații diferite și încercăm să le explicăm anumite chestii. Dar vă dați seama, acum nu-i putem încadra și pe ei ca și noi să aibă aceeași, eu știu, poate curaj sau pregătire. Tot timpul ești pregătit să pleci, în orice secundă. Și e solicitant așa într-un fel sau altul. Vă dați seama că stai cu... Sună alarma, trebuie să te încadrezi în anumiți timpi. Cu echipament, cu cască, cu bocanci, cu încă 10 în plus față de greutatea inițială. Lejer, da. Și plus, vă dați seama și mediul în care lucrez, cu aparatul. Atunci când ați parcurs labirintul, îl aveați în mână, nu îl aveați așa în spate ca acum? Pentru că spațiul în labirintul acesta se pot face spații strimte unde nu poți. Nu-ți permite să intri cu aparatul. Tot trebuie să ori te duci tu și lași aparatul în urmă și îl tragi după tine, ori împingi aparatul pe încrăpătura aceea, te stai cu ori tu, nu poți cu aparatul pe spate. Teoretic vă deplasați, vă folosiți o singură mână, pentru că cealaltă e deja ocupată cu aparatul. Da. Este lucru care de fapt se întâmplă și în viața reală, în situațiile în care sunt exact, da, se poate întâmpla. Situații sunt neprevăzute și n-ai cum să... Orice situație este total nouă. Deci niciun incendiu nu seamănă unul cu altul, nici o situație de salvare sau eu știu de căutare sau nu seamănă una cu alta. Vă asigurăm că facem tot ce ține de noi pentru siguranța dumneavoastră. Aici se încheie ediția de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne revedem peste o săptămână. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.